Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la știri. Sunt Cristina Stamatin și să vedem titlurile acestei ediții. A fost lansată o nouă linie de troleibuz care va circula pe strada Albișoara din capitală. Este vorba de ruta 38 care va face legătura dintre sectoarele Buiucani și Botanica. Cele 10 troleibuze de pe linia 38 sunt noi și dispun de toate comoditățile. Aparate de aer condiționat, rampe de acces, camere de supraveghere și prize USB pentru încărcarea dispozitivelor electronice. Tragedii fără sfârșit în lacurile și râurile din țară pe timp de vară. Viți, все с нами, без присмотра. Это, наверное, когда уже не смотрят за детьми, тогда вот все и случается. Nu toți sunt însă atât de conștiincioși, iar în ajutorul lor vin salvatorii care organizează diferite campanii. Detalii la știri. Vreme instabilă ne așteaptă. Meteorologii au instituit un nou cod galben de ploi puternice, care vor fi însoțite de descărcări electrice, vânt puternic și grindină, valabil în toată țara. Derapaj alarmant, act primejdios de imixtiune în justiție și atac direct la independența magistraților. Cu aceste acuzații vine Asociația Judecătorilor din Moldova în adresa MAESAND, organizație susținută în această contestație de cele mai mari structuri similare din România. Cum ar fi Asociația Magistraților, cea a Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului și Asociația Procurorilor din România. Potrivit presei din România, cele trei instituții importante în respectarea drepturilor omului condamnă public gravele atentate la independența justiției și democrației din partea șefului statului Maia Sandu. Acuzațiile vin în contextul revocării decretului de numire a președintelui Curții de Apel Chișinău, Vladislav Klima. Acțiunile președintei Maia Sandu, din care reiese că urmărește subordonarea politică a justiției din Republica Moldova, sunt de neacceptat. Gravitatea acestor acțiuni este cu atât mai mare cu cât se încearcă justificarea lor în numele unor pretinse valori europene sau în numele unei susțineri de către organizații europene, se arată în declarația celor trei asociații din România. Colegii de peste Prut susțin că decretul de revocare a judecătorului Klima nu are nicio legătură și nu este întemeiat, iar în cazul existenței unor suspiciuni, Maia Sandu ar fi trebuit să acționeze conform regulilor. Maia Sandu avea obligația de a cere autorităților abilitate ale statului să le investigheze într-o procedură legală și transparentă cu respectarea dreptului la apărare, iar dacă se dovedeau ca fiind clar fundamentale pe elemente concrete și de netăgăduit, Consiliul Superior al Magistraturii avea instrument legal pentru a acționa, se arată în aceeași declarație. În mesajul magistraților moldoveni și români se spune că nu există o mai gravă încălcare a independenței justiției, a separării puterilor în stat, decât aceea în care cariera judecătorilor și procurorilor este la bunul plac al oamenilor politici. Solicităm public președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, să nu folosească justiția în bătăliile politice, ci să-i respecte independența. Fără o justiție independentă nu poate exista nici democrație, nici stat de drept, nici garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, se mai arată în plângerea magistraților români și moldoveni. Constituția Republicii Moldova prevede separarea puterilor în stat. Este vorba despre cea legislativă, executivă și judecătorească. După mai multe încercări, reporterii Primul în Moldova au reușit să ia legătura cu reprezentantul secției comunicare a președinției, care a anunțat că instituția nu comentează aceste informații. Liderii Partidului Acțiune și Solidaritate, inclusiv Maia Sandu, sunt părtașii fraudei financiar-bancare. Deputatul PSRM Bogdan Țârdea a prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, documente și înregistrări audio prin care se confirmă participarea fruntașilor PAS și actualului șef al statului la toate etapele producerii furtului miliardului. Potrivit candidatului pentru funcția de deputat din partea blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, furtul miliardului a fost facilitat de mai multe legi care au fost votate de guvernele pro-europene și din care a făcut parte și Maia Sandu. Astfel, baza fraudei bancare a fost pusă la ședința guvernului din 25 septembrie 2014, prezidată de premierul Iurie Leancă și la care a participat activ și Maia Sandu. Bogdan Țârdea a prezentat drept dovadă înregistrarea audio a ședinței de guvern. Recreditare de stat. Deci ne angajăm, răspunde pe acest subiect la fel, da? Vă mulțumesc. Modificările legislative efectuate de guvern vizau în special anihilarea intervenției mai multor instituții ale statului în împiedicarea fraudei bancare care se punea la cale. Este vorba despre legile cu privire la BNM, privind datoria de stat și cu privire la instituțiile financiare. Zakone izmenialis bez ucestia parlamenta, bez publicnih slușanii,
без консультаций с банками. Другими словами, все делалось в спешке и тайно. Зачем нужно было менять законы, то есть эти три закона, да, о Нацбанке и финансовых институтах, которые отлично функционировали 20 лет и благодаря которым у нас не было ни одной крупной банковской кражи вплоть до 2010 года. Țârdea susține că prin legile votate atunci, inclusiv de Maesandu, s-a acordat dreptul Comitetului Național pentru Stabilitate Financiară să constate existența unei crize în sistemul financiar bancar, deși aceasta încă nu era, care a solicitat alocarea unor credite din partea statului pentru cele trei bănci ulterior falimentate. Din această structură făceau parte colegii de partid ai Maesandu, Iurie Leancă, Anatol Arapu și de asemenea Andrian Candu și Dorin Drăguțanu. Astfel, la 7 noiembrie 2014, CNSF, în cadrul unei ședințe cu ușile închise, cere băncii naționale să aloce 9,5 miliarde de lei pentru cele trei bănci. La 13 noiembrie, guvernul Leancă alocă prima tranșă din această sumă către cele trei bănci. Acțiunea a avut loc în pofida faptului că administrarea specială la instituțiile bancare cu probleme a fost instituită abia la 27 noiembrie. Potrivit deputatului, anume, între aceste două date s-a produs furtul miliardului, 24-26 noiembrie. Bogdan Țârdea mai susține că la 27 martie 2015, printr-o decizie secretă, guvernul Gaburici, din care facea parte și Sandu, a decis să mai acorde celor trei bănci încă 5,34 de miliarde de lei. În octombrie a urmat lichidarea Băncii de Economii, singura instituție bancară cu capital de stat. Deputatul a accentuat că la toate aceste etape a participat și Maesandu împreună cu adjunctul ei Igor Grosu. Maesandu не задала ни одного вопроса, молча проголосовав за все 10 проектов, в том числе законы, которые позволили кражу миллиарда. Это подтверждает протокол и аудиокассета с заседания правительства. Ее заместитель участвовал и в заседании 13 ноября, голосовав за выделение 9,5 миллиардов леев из госрезервов, да, то есть из Нацбанка, в пользу трех банков. Сама Санду 27 марта 2015 участвовала, вот стенограмма, и голосовала за секретное постановление о выделении 5,5 миллиардов леев трем банкам. Bogdan Țârdea s-a întrebat de ce Maesandu a susținut decizia de alocare acestor miliarde, deși băncile vizate nu au cerut acest lucru și de ce, după ce au fost alocate miliarde de lei, instituțiile respective au fost lichidate. În același context, candidatul pentru funcția de deputat s-a întrebat de ce președintele țării a respins legea votată de Parlament la propunerea PSRM prin care recuperarea miliardului furat era scos de pe umerii cetățenilor. Своей мотивации Санду написала, что этот закон может ослабить и лишить денег Нацбанк. Отлично. А то, что он лишит 25 миллиардов леев наших граждан, наших пенсионеров, наших матерей, наших инвалидов, это нормально? Это нормально? Так поступают хорошие люди. А мы думаем, что хорошие люди не участвуют в краже миллиарда, не перекладывают миллиард на граждан. Так поступают только преступники и мафиози. А преступники должны сидеть в тюрьме. Solicitat de primul în Moldova, serviciul de presă al președinției a declarat că nu comentează declarațiile politicienilor. În același timp, alți foști funcționari și demnitari menționați de candidatul pentru funcția de deputat nu au răspuns deocamdată la telefon pentru un comentariu. De altă parte, Bogdan Țârdea anunță că va face o adresare la Procuratura Generală în care va solicita ca toți membrii de guvern responsabili de frauda bancară, inclusiv Maesandu, să fie trași la răspundere. Președintele țării, Maesandu, este acuzată că face partizanat politic pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, folosind Serviciul de Informații și Securitate pentru eliminarea concurenților direcți ai acestei formațiuni. Acuzațiile vin din partea Alianței pentru Uniunea Românilor, reprezentanții căreia au organizat proteste în fața sediului SIS, dar și al președinției, cerând șefului statului să fie un președinte al tuturor. Protestatarii au invocat că ar fi filați de ofițerii serviciilor speciale care vor să-i scoată din cursa electorală pentru anticipatele din 11 iulie. Liderii AUR suspectează că filările pe care le consideră ilegale ar fi făcute cu acceptul președintelui țării Maesandu. Aceștia au înoptat în fața Serviciului de Informații și Securitate, cerând o întrevedere cu conducerea instituției. Iată, s-a schimbat președintele Republicii Moldova, iată, parcă SIS-ul este resubordonat, dar năravurile au rămas exact aceleași încremenite în perioada sovietică. De ce și doamna Sandu, dacă ne vede, să vadă foarte exact și spună dacă face corp comun cu acest dezmăț venit de la Serviciul de Informații și Securitate. Unicul partid care ar beneficia de pe urma scoaterii noastre din cursă electorală este Partidul Acțiune și Solidaritate. Considerăm că implicarea președintelui Maesandu în campanie electorală pentru a susține concurentul electoral Partidul Acțiune și Solidaritate
puse cap la cap cu faptul că Serviciul de Informații și Securitate, structură care este condusă astăzi și subordonată instituției prezidențiale și implicit doamnei președinte Maia Sandu, reprezintă un precedent foarte grav. Pentru că nu au obținut o întrevedere la Serviciul de Informații și Securitate, protestatarii Alianței pentru Unirea Românilor au mers să-i ceară explicații președintelui țării Maia Sandu. Serviciul de Informații și Securitate, care actualmente este în subordinea dumneavoastră, se pare că pierde orice contact cu realitatea și orice bun simț. Se încearcă într-un mod brutal și ilegal excluderea noastră din campania și din cursa electorală. Dumneavoastră, stimată președinte a Republicii Moldova, Maia Sandu, sunteți unica instituție și unica persoană demnitar de stat care poate să intervină legal împotriva acestui lucru. Vlad Bilețchi a amintit șefului statului că primește rapoarte zilnice despre activitatea serviciilor speciale. El presupune că în acestea se regăsesc și informații despre filarea reprezentanților AUR. Nu știm cum s-a întâmplat că a trecut pe nevăzute sau fără vreo reacție clară din partea dumneavoastră acest abuz ilegal și fără precedent din partea Serviciului de Informații și Securitate. Solicitat de primul în Moldova, purtătorul de cuvânt al președinției Sorina Ștefârță a declarat că toate declarațiile liderilor AUR fac parte din jocurile politice ale formațiunii în care nu poate fi implicată președinția. Reprezentanții PAS nu au răspuns la telefon pentru un comentariu. În același timp, liderii Alianței pentru Unirea Românilor fac apel la cetățeanul român Maia Sandu să-i protejeze. Știm foarte bine că și dumneavoastră, la fel ca și noi, sunteți cetățean al României. Știm că și dumneavoastră pledați pentru dezvoltarea și întărirea relațiilor speciale bazate pe comunitatea de limbă, istorie și cultură dintre Republica Moldova și România. Alianța pentru Unirea Românilor este cu numărul 14 în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Partidul Verde Ecologist intenționează să promoveze, în cazul în care va accede în Parlament, o reformă teritorială administrativă. Strategia Verzilor prevede reducerea de aproape 9 ori până la 100 a numărului administrațiilor locale, a anunțat în cadrul unor dezbateri electorale televizate candidatul pentru funcția de deputat din partea formațiunii, Oleg Brega. În opinia membrilor Partidului Verde Ecologist, micșorarea numărului primăriilor va asigura economii importante pentru bugetul de stat. Noi, Partidul Verde Ecologist, propunem reforma administrativă. Credem că 33 de raioane sunt prea multe, cheltuim prea mult pe aparatul administrativ. Ne gândim la regionalizare și comasarea primăriilor. 3 regiuni cred că e minunat. Și o să reducem din 33 la 3 administrația locală. E minunat. Și dacă mai comasăm și primăriile, să nu ai primărie decât dacă aduni 10.000 de locuitori, 10-15.000, atât au calculat economiștii că o primărie poate fi sustenabilă. Partidul Verde Ecologist va figura pe poziția 15 în buletinele de vot pentru alegerile parlamentare din 11 iulie. Maia Sandu și Igor Dodon continuă să fie cei mai activi politicieni. De asemenea, în topul partidelor preferate de moldoveni se regăsesc PAS, Partidul Socialiștilor și cel al Comuniștilor. Rezultatele se regăsesc într-un nou sondaj realizat de companie iData. Un nou sondaj iData arată că Maia Sandu este cel mai activ politician, o cotă de 23,1% a fost acordată lui Igor Dodon, iar 5,7% pentru Ilan Șor. Pe locul al patrulea în topul celor mai activi politicieni este primarul de Bălți, Renato Osatăi, cu 4,2%, urmat de Vasile Costiuc, cu 2,6%. Sondajul mai arată că cei mai activi concurenți electorali sunt PAS, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, dar și Partidul Șor. În cadrul studiului, oamenii au fost întrebați ce formațiune au fost cele mai active în iunie. Puțin peste 30% au răspuns că este vorba despre PAS, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a fost apreciat de către 29% dintre cetățeni, iar pe locul al treilea se află Partidul Șor cu 5,9%. Partidul DA a fost menționat de către 3,5% dintre cei chestionați, iar formațiunea Partidul Nostru de 2,1%. Ceilalți concurenți electorale au obținut mai puțin de 2%. Sondajul a fost realizat în perioada 21-28 iunie de către compania Date Inteligente, SRL. La studiu au participat 821 de persoane din 349 de localități din toate regiunile
țării, inclusiv stânganistrului, marja de eroare fiind de 3,4%. Metoda de colectare a chestionarelor a fost telefonică, iar măsurarea sociologică face parte din fondul de marketing și promovare al companiei iData. Costul acestor întrebări a fost de aproximativ 20.000 de euro sau aproximativ 20% dintr-un chestionar omnibus. Efectuarea sondajului a fost anunțată Comisiei Electorale Centrale. Guvernul nu a dat curs cererii Comisiei Electorale Centrale, care declară că are nevoie de peste 22 de milioane de lei pentru pregătirea scrutinului anticipat din 11 iulie curent. Cabinetul de ministri s-a întrunit astăzi într-o ședință care a avut pe ordinea de zi o singură chestiune. Am decis de comun acord că astăzi, în cadrul ședinței actuale a Guvernului, vom examina un singur punct al agendei propuse spre examinare, cea care are un anumit grad de urgență și este legată de Ministerul Afacerilor Interne. Deși au mai rămas nici două săptămâni până la desfășurarea scrutinului electoral, prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi nu a inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului solicitarea Comisiei Electorale Centrale, care aștepta ședința Cabinetului de Ministri pentru suplinirea fondului de cheltuieli electorale. CEC a aprobat divizul estimativ pentru organizare și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, în sumă de 125 milioane lei, l-a înaintat Guvernului. Drept urmare, i-au fost alocate 70 milioane lei din fondul de rezervă. Am identificat ca fiind nevoie de încă 22,4 milioane lei. Guvernul urmează să se întrunească în ședință și să aprobe o hotărâre în acest sens. Ca și în cazul alegerilor prezidențiale din toamna trecută, din bugetul alocat pentru scrutin, o bună parte va fi destinată asigurării măsurilor sanitare. Așadar, CEC a dispus achiziționarea peste 1.300.000 de măști de protecție, 28 de tone de soluții dezinfectante, 200.000 de perechi de mănuși, 300.000 de viziere și 6.000 de costume de protecție. Mini-vacanță la sfârșit de vară, moldovenii vor avea parte de 5 zile libere începând cu 27 august. Cei drept, ziua de 30 august va trebui recuperată în data de 21 august. În schimb, pentru finele ultimei luni de vară, bugetarii își pot face planuri de vacanță, așa cum 27 august, când Moldova marchează ziua independenței, este declarată zi liberă, 28 și 29 august este weekend, 30 august va fi recuperată, iar ziua de 31 august este din nou liberă. Prevederile sunt obligatorii pentru instituțiile bugetare, iar pentru cele din sectorul real al economiei au statut de recomandări. Unitățile de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență vor fi dotate cu autospeciale și autoscări noi. Guvernul a aprobat semnarea unui acord de grant cu guvernul Japoniei, în valoare de 19 milioane de dolari, destinat îmbunătățirii echipamentului de prevenire a incendiilor. Negocierile pe marginea acestui acord de grant au fost purtate mai bine de un an. În prezent, la Chișinău se află o delegație a guvernului nipon care gestionează proiectele de asistență oferite de autoritățile Japoniei Republicii Moldova, care a sugerat urgentarea procedurilor. Acordul de grant nerambursabil este de 1,55 de miliarde de ieni, echivalentul la 19 milioane de dolari. Banii urmează să fie valorificați până în primăvara anului viitor. Scopul prezentului acord constă în consolidarea capabilităților echipelor de intervenție a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, și anume prin dotarea structurilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu 10 autoscări cu diferite capacități, 9 autospeciale de intervenție la incendii, echipamente de descarcerare, precum și instruirea specializată a pompierilor și salvatorilor. Implementarea tratatului nu va implica costuri suplimentare din partea Republicii Moldova. Totodată, ajutorul nu presupune angajamente financiare pentru țara noastră. Decizia guvernului este așteptată de mult de unitățile de pompieri și salvatori din țară, al căror parc de autospeciale este învechit în cea mai mare parte. La Basarabeasca, cel mai nou autovehicul are 27 de ani, în timp ce altele sunt la datorie de aproape 4 decenii. Unitatea Salvatori și Pompieri Basarabeasca are în dotare 3 autospeciale de intervenție, cu vârsta înaintată. Ar fi de dorit măcar o autospecială nouă, cu capacitate a rezervor de apă mai mare, care să putem face față oricărei intervenții de orice de care fel.
Pompierii din sudul țării spun că autospecialele din dotare le dau mari bătăi de cap. Piesele de schimb sunt greu de găsit, iar ieșirile la intervenții sunt dificile. Cele mai multe probleme, angajații stației de pompieri Basarabeasca le au cu autospecialele GAZ-53 produse încă în 1982. Acestea de mult nu mai corespund normelor tehnice, iar apa din rezervor se consumă în doar 4 minute. Problemele cu care ne întâlnim sunt că greu de găsit piesele de schimb, frecvent intră în reparații, o cantitate mare de combustibil, cantitate mică de apă, dețin rezervoarele de apă. Dacă luăm mașina GAZ-53, o problemă cea mai mare care este întâlnită deseori este că este neîncăpătoare, deoarece cel puțin în gardă sunt 4 persoane, iar autospeciala dată este prevăzută pentru 3 persoane. În timpul intervențiilor cu aparatele cu aer comprimat este foarte dificil de a ne îmbarca în autospecială de model GAZ-53. În timpul intervenției, spre exemplu, automobilul dat, dacă este un incendiu progresat, care este depistat foarte târziu în timp, avem nevoie de o autospecială cu un volum mai mare de apă și de dorit ca să ajungem la timp, mai rapid. Mașina dată, dacă să lucrăm presiunea maximă, ajunge în 3-5 minute. Cea mai recentă renovare a parcului de autospeciale a avut loc la Basarabeasca acum 5 ani. Atunci pompierii au primit în dar un autovehicul la mâna a doua, produs în 1994. Parcul echipelor mobile ale Poliției Naționale a fost suplinit cu 30 de automobile noi de marca Dacia Duster. Achiziția a costat peste 12 milioane de lei, iar conducerea Inspectoratului General de Poliție promite că acum timpul pentru intervențiile de urgență va fi redus semnificativ din momentul apelului la serviciul 112. Automobilele au fost achiziționate în contextul implementării planului de acțiuni al Ministerului Afacerilor Interne privind pregătirea și răspunsul la infecția cu COVID-19 ca parte a programului de suport bugetar pentru reforma poliției. Șeful IGP, Sergiu Paiu, susține că odată cu achiziționarea celor 30 de automobile, timpul de reacționare după apelul la serviciul 112 se va reduce până la cel mult 15 minute, indiferent de zona de intervenție. Pe cursul anilor 2017-2020 s-a reușit achiziționarea și dotarea 159 de unități de transport repartizate expres pentru echipele de reacționare operativă în toată Republica pentru apelurile de urgență 112. Actual numărul total al unităților de transport implicate la apelurile de urgență constituie 189 de autospeciale. Valoarea totală a bunurilor achiziționate constituie aproximativ 12,3 milioane de lei, dintre care aproximativ 12 milioane au fost destinate procurării automobilelor, iar restul sumei a fost cheltuită pentru procurarea consumabilelor necesare în prevenirea răspândirii virusului pandemic. În următoarele zile, mașinile vor fi dotate cu dispozitive de comunicare securizate, după care vor intra în deplină funcțiune. Până atunci, echipele mobile noi formate au testat automobilele pe străzile din capitală. Până în prezent, cu suportul partenerilor externe, au fost achiziționate unități de transport pentru transportarea persoanelor deținute, pentru serviciile investigare infracțiuni pentru ofițerii de sector, autolaboratoare criminalistice mobile pentru cercetarea locului infracțiunii, tehnică de calcul și mijloace periferice pentru serviciile de investigații, echipament special pentru realizarea misiunii poliției și altele. Amenzi pentru comerțul stradal neautorizat. Ieri poliția a efectuat verificări în toate sectoarele capitalei. De la începutul anului, oamenii legii au documentat aproape 1400 de comercianți ilegali. Pe numele lor au fost stabilite amenzi în sumă de peste 1.893.000 de lei. Poliția, alături de celelalte instituții competente, anunță că va continua acțiunile privind interzicerea comerțului ilegal. Astăzi a fost lansată o nouă linie de troleibuz care va circula pe strada Albișoara din capitală. Este vorba de ruta 38, care va face legătura dintre sectoarele Buiucani și Botanica. Pe traseu vor circula 10 troleibuze de ultima generație care au fost fabricate în Minsk și asamblate recent la Chișinău. Noua linie de troleibuz numărul 38 va face legătura dintre sectoarele Buiucani și Botanica. Avem 10 troleibuze puse pe ruta 38,
o rută care va conecta sectorul Buiucani cu sectorul Botanica, așa numitul traseu Alba Iulia Sarmisegetuza. Și ceea ce nu s-a întâmplat și n-a fost niciodată în general în municipiul Chișinău devine astăzi realitate. Credeți-ne că obiectivul este să acoperim absolut tot municipiul Chișinău cu aceste intervenții pentru a face standardele de calitate de viață mult mai bune pentru fiecare. Cele 10 troleibuze de pe linia 38 sunt noi și dispun de toate comoditățile. Aparate de aer condiționat, rampe de acces, camere de supraveghere și prize USB pentru încărcarea dispozitivelor electronice. Cei mai bucuroși sunt oamenii care locuiesc în preajma străzii Albișoara. Ei spun că din cauza lipsei de transport public erau nevoiți să meargă pe jos sute de metri până a ajunge la cea mai apropiată stație. Sunt foarte frumoasă și ne bucurăm că sunt multe și în sfârșit avem și venit din oraș încoace, fiindcă tăriem întotdeauna mână. Era o problemă lipsa transportului? Foarte mare problemă. Eu cât mă știu, ieșem tocmă la Grigore Vieru și cu troleibusul mă ducem la deal și înapoi pe jos. Ruta era 126 care mergea, putem să spunem, o dată, într-o oră și nu avem cum să ne ducem și noi eu cam toți alcătarii pe jos. Mulțumim foarte mult conducerii noastre că a pus în sfârșit troleul. Ne bucură trăimea că aici drept peste Bâc, e foarte, foarte asta, de mult am așteptat. Și bine că s-a gândit și la noi. Cum vă descurcați până acum? Până acum ne descurcam mai bine cu rutiera care trece pe aici. Da, mă, rutierile astea vin încărcate, cu epidemia asta de obște haos, nu s-o opresc. Și mulțumim, suntem foarte, foarte bucuroși. Înainte a fost lucrurile, nu era nici aici. Dar ne ducem cum la medicină. Ducem cum este la medicină, dar dacă au dat troleibus, ce mai bine. Новые, красивые, вообще, а какой сквер у нас здесь прекрасный. Есть где отдохнуть и вообще очень много сделано в последнее время. Pe strada Albișoara, troleibuzele vor circula cu propulsie autonomă, întrucât nu există rețea electrică. Pe celelalte străzi, unitățile de transport public vor circula având conexiune la electricitate. Acest troleibuz este dotat cu mers autonom, adică poate meargă până la 25, maxim 30 km. De asta și s-a pus acest traseu lung, mai mult pe fire, ca să reușească să încarce bateriile. Lungimea rutei va fi de 34 de kilometri tur-retur. Intervalul în orele de vârf va constitui 15 minute. Pe parcursul zilei, deja acesta poate să se mărească până la 20 de minute, în dependență de necesitatea flux pasagerului. În ultimul an, municipalitatea a achiziționat 62 de unități de transport public. Mâine, primăria Chișinău va semna și contractul privind achiziționarea a 100 de autobuze noi de model Isuzu. Și în suburbii, proiectele de infrastructură sunt întoi, doar în Stăuceni sunt în derulare trei proiecte grandioase: reconstrucția drumurilor, iluminatul stradal și conectarea la rețeaua de canalizare și apeduct. Primarul capitalei Ion Ceban a efectuat o vizită în șantier pentru a evalua mersul lucrărilor. În Stăuceni s-a dat start unei noi etape de reabilitare a sectorului de drum, lucrări care vor avea loc pe străzile Botoșani, Salcâmilor și Constantin Stamati. Investițiile de anul trecut au fost de aproximativ 5 milioane, anul ăsta sunt 4 milioane. Este un proiect comun cu primăria Stăuceni, ei pun de partea lor și e o sumă importantă de bani pentru a realiza acest proiect. Investițiile pentru reconstrucția drumului cu lungimea de 2 km sunt de 14 milioane de lei. În cadrul proiectului sunt efectuate lucrări de amenajare a sistemului rutier, instalarea bordurilor, construcția trotuarului, amplasarea stațiilor de așteptare a transportului public, montarea indicatoarelor rutiere și aplicarea marcajului rutier. După reconstrucția capitală a acestui sector de drum, va fi soluționată problema accesului la transportul public al locuitorilor din sectorul nou. Acum suntem în discuții cu direcția transport. De la 5 la 8 troleibuse au zis că trebuie să fie majorate pentru zona respectivă, plus o să vedem pe partea de autobuze ce intervenim cât. Totodată în Stăuceni sunt realizate și alte proiecte finanțate din bugetul municipal în beneficiul a peste 10.000 de locuitori. Mai urmează să avem și alte proiecte cu susținerea primăriei Chișinău în acest an și o să mă refer în primul rând la sistemul de iluminat stradal. Comuna Stăuceni și satul Goianul Nou urmează să fie iluminat 100% LED. Vor fi efectuate lucrări de construcție și a rețelei de apeduct și a celei de canalizare în satul Goianul Nou. Momentan, grupul de lucru de achiziție este în prim proces de examinare a ofertelor. Eu sper că în decurs de 2 săptămâni vom demara lucrările. În acest an, Primăria Municipiului Chișinău a alocat pentru realizarea proiectelor de infrastructură în suburbii 65 de milioane de lei. Avem o sumă record care urmează să fie alocată tuturor proiectelor
care le avem în suburbii. Evident că primarii, Consiliul Local determină care sunt prioritățile, acolo unde putem cofinanța, interveni pe proiectele cu adevărat prioritare. Primarul Capitalei a menționat că nu doar orașul Chișinău trebuie să devină cât mai atractiv pentru locuitori, dar și satele din componența acestuia. Dar ați văzut ce frumusețe și ce liniște, cât aer curat este în zona asta și mesajul nostru este să nu vă uitați neapărat în centrul capitalei să vă localizați cu apartamente unde sunt mașini peste mașini. Iată, asta este zona rezidențială, la fel ca și în alte suburbii, unde avem aer curat, unde avem apă potabilă, unde avem infrastructură în dezvoltare pentru traiul decent. Menționăm că în toate suburbiile capitalei sunt în derulare cel puțin câte două proiecte de infrastructură finanțate de municipalitate. Rețelele de apeduct se extind în localitățile rurale, în satele Dondușeni și Plop din Rainul Dondușeni, peste 2000 de gospodării au apă la robinete. Mersul lucrărilor la cele două proiecte ecologice finanțate din bugetul de stat prin fondul ecologic cu aproximativ 19 milioane de lei au fost inspectate de ministrul în exercițiu al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perj. În satul Dondușeni, în cadrul proiectului ecologic, au fost construiți 13 km de apeduct. Tot aici a fost ridicat un turn de apă și amenajat un rezervor. Costurile lucrărilor, care au demarat acum jumătate de an, au depășit 6 milioane de lei. În rezultat, 400 de gospodării au apă în robinete. Localnicii declară că au așteptat de mult realizarea acestui proiect, iar seceta de anul trecut i-a convins odată în plus că nu există nimic mai scump ca apa. Situația acum cum este la noi în Moldova, fântânile, foarte multe fântâni au rămas fără de apă și suntem foarte mulțumiți că este și mulțumim și domnul primar pentru ce își sărui pentru localitatea noastră. Foarte important, mulțumim domnului Șlăteț care ne-a dat ajutorul cu apă, e clar, și de spălat e bună și de băut. Mai scurt, care lumea înțelege. Cine înțelege, asta e ceva bun. Apa e bună, e clar că e bună și în sat și unde este apă, dar totul e important atunci când e mai aproape. Că noi îmbătrânim și trebuie să mai aproape la un robinet, la o baie, la... e foarte bine. Mulțumiți sunt și locuitorii satului Plop din raionul Dondușeni. Aici, în cadrul unui proiect similar la apeduct, dar și la canalizare, au fost conectați aproximativ 1500 de localnici. Rețeaua de apeduct are peste 21 de kilometri, iar cea de canalizare are o lungime de peste 2 kilometri. Proiectul a mai prevăzut construcția unui turn de apă și a unei stații de pompare. Costul total al proiectului este de aproximativ 12,5 milioane de lei. Pentru mine personal, în primul rând, e important, fiindcă avem acasă și apă și canalizare și e un lucru foarte necesar la toată lumea, dar în principal familia mea e foarte mulțumită. Ne așteptăm de multă vreme, fiindcă canalizare ca atare, noi am avut mai de mult, dar a făcut așa cum se face pe la sate, în fundul grădinii și vine mașina, chemam mașina care o curăță și așa ne folosim, dar la moment nu simțim noi dificultățile astea, fiindcă e bine, foarte bine. E foarte important, fiindcă la noi calitatea apei este foarte rea în sat și majoritatea fântânilor scadă, apă e puțină și deci era necesar de mult timp de avut acces la apă potabilă, tot așa și la canalizare, fiindcă marea majoritate din locuitorii satului sunt în vârstă și foarte greu să mișcă. Primarii celor două sate sunt solidari în opinie. Ei afirmă că fără susținerea autorităților centrale nu ar fi reușit să realizeze aceste proiecte, deoarece bugetele locale sunt modeste. Într-un proiect pentru alimentare cu apă unui sat este foarte necesară susținerea guvernului, că bugetul a oricărui sat din Moldova nu-și permite o astfel de sumă mare. Când este apă în casă la robinet, viața se primește cred că la oraș. Aceste proiecte nu puteau fi realizate de către administrația publică locală, deoarece bugetul este șubru. De asta și având proiectele, am mers și am căutat careva surse din exterior care să ne permită finanțarea și aducerea acestor oportunități pentru cetățeni. Deci am avut o participare și o colaborare și vom avea, sper în viitor, o colaborare destul de bună cu Fondul Național Ecologic Național, care, practic, au finanțat 85% din costul proiectelor.
La rândul său, președintele raionului Dondușeni, Valentin Cebotare, susține că după seceta din anii trecuți, multe localități din regiune se confruntă cu un deficit de apă potabilă. Funcționarul speră că pe viitor proiecte similare susținute de guvern vor fi implementate și în alte sate din raionul pe care îl conduce. Еще одна головная боль, которая уходит с плеч примарей и местных администраций. Поэтому мы желаем, конечно, есть еще у нас села, которые нуждаются в потреблении, нуждаются в питьевой воды и технической, и питьевой. И надеемся, что этот проект, он будет, государство будет беспокоиться, и он будет имплементироваться дальше. Мы будем иметь питьевую воду для каждой граждан и в каждом доме, чтобы была питьевая вода. Это самое-самое первое необходимое. Ministrul în exercițiu Ion Perju este solidar cu reprezentanții raionului Dondușeni. Potrivit oficialului, fiecare locuitor al Republicii Moldova merită să trăiască în condiții decente. Ce contează astăzi e ca satele noastre să reînvie. Iar pentru ca satele noastre să reînvie, viața la sat, condițiile de bază trebuie să fie asigurate. Nivelul calității vieții trebuie să fie nu mai joasă decât viața la oraș. Cetățeanul trebuie să aibă condițiile de bază. Acces la apă potabilă, acces la canalizare, drumuri, acces la gaz, gazificarea satelor, toate aceste condiții trebuie să fie. Și atunci când infrastructura economică de bază este asigurată și agenții economici vor fi bucuroși ca să vină în sat. Această conlucrare este foarte importantă pentru că, de fapt, proiectele sunt elaborate de administrarea publică locală, de primării. Nu ministerul elaborează aceste proiecte. Primăriile, în primul rând, știu care sunt necesitățile de bază a populației. În prezent, în raionul Dondușeni, sunt în desfășurare alte trei proiecte similare în satele Briceni, Horodiște și comuna Sudarca. Vreme instabilă în Moldova, meteorologii au instituit un nou cod galben de ploi puternice, care vor fi însoțite de descărcări electrice, vânt puternic și grindină, valabil în toată țara. Avertizarea este în vigoare până la miezul nopții, la fel ca și alerta cod galben de caniculă. Vremea instabilă nu se încheie în această seară, pentru următoarele zile sunt anunțate ploi și o răcărire ușoară a vremii începând de vineri. Mâine însă zăpușala încă ne mai dă bătăi de cap, așadar joi vor fi cel mult 32 de grade Celsius, iar de vineri vom avea temperaturi mai confortabile, până la 28 de grade. Săptămâna viitoare se anunță și mai răcoroasă, atunci maximele nu vor depăși 26 de grade, însoțite zilnic de ploi. Restricții pe timp de caniculă pentru vehiculele de mare tonaj, acestea nu mai au voie să circule ziua pentru a nu deteriora asfaltul. De respectarea acestei decizii se ocupă Agenția Națională a Transportatorilor Auto, care efectuează verificări în toată țara. În aceste zile, în mai multe regiuni ale țării, au loc acțiuni de informare și de control a respectării restricționării circulației pe drumurile naționale a anumitui tip de unități de transport. La moment, pe drumurile naționale, este interzisă provizoriu circulația mijloacelor de transport cu greutatea mai mare de 20 de tone. Această prevedere se aplică transportului de mărfuri în intervalul orelor 10-20, când temperatura aerului ajunge până la 30 de grade și mai mult. Șoferii sunt de acord cu aceste reguli și spun că drumurile trebuie protejate. Конечно, согласен. Почему? Потому что, чтобы дороги не портили. Наверное, да, чтобы не ломали дороги, наверное, правильно. Я думаю, очень нормально. Потому что трасса ломается. Amenda pentru încălcarea acestei reguli de exploatare a drumurilor este de la 60 la 90 de unități convenționale pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice de la 240 la 300 de unități convenționale. De la începutul acestui an, în bazinele acvatice din țară s-au înecat 31 de persoane, printre care 8 copii. Doi minori au fost înghițiți de ape chiar în weekendul trecut. Datele sunt alarmante, așa că salvatorii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au decis să le reamintească din nou oamenilor care sunt măsurile de siguranță și cum se acordă primul ajutor în astfel de situații de risc. Evenimentul a avut loc pe plaja de la Vadului Vodă. Au fost instruite peste 1400 persoane și mânate peste 9000 pleante. La fel s-au desfășurat și 285 ședințe de instruire. Concomitent, în scopul informării proprietarilor de bazine acvatice privind prevenirea cazurilor de NEC, au fost desfășurate 116 ședințe de instruire cu prezență fizică. Pentru a atenționa oamenii în cadrul acțiunii organizate la Vadul lui Vodă, angajații SMURD și cei de la IGSU au organizat mai multe exerciții. Eu încă o dată verific sau pulsul la arteria carotidă,
sau iarăși verific respirația ca să fiu sigur că persoana a început să respire și inima lucrează de sine stătător. Dacă eu verific încă o dată, el respiră, eu îl pun în poziție laterală de siguranță. De ce? Pentru că poate să apară reflex de vomă și să nu aspire masele vomitive. Cei care se odihnesc pe plaja de la Vadul lui Vodă spun că știu regulile securității, iar pe copii nu îi lasă fără supraveghere. Они мне плавать и в поезда я в воду не захожу. Если никого нет рядом, я тоже в воду не зайду. То есть обязательно должен быть тот, кто умеет плавать. Соблюдаем, как говорится, все, что нам дали бумажку полицейские. И почитали. Дети все с нами без пересмотра. Это, наверное, когда уже не смотрят за детьми, тогда вот все и случается. Опасно оставлять детей, тем более в Адалу-Водах. Это не бассейн, а все-таки проточная вода. În Republica Moldova sunt aproximativ 3600 de bazine acvatice și doar 16 stații de salvare. În acest context, inspectoratul solicită cetățenilor să-și asume responsabilitatea pentru propria lor viață și a vieții celor dragi. Sunt situații în care salvatorii nu reușesc să intervină la timp, iar în cele mai multe situații, întârzierea nici pe departe nu este cauzată de angajații IGSU. Să nu se practice scaldatul în locuri necunoscute. Să se practice scaldatul doar în locuri amenajate și știute. Să se evite plonjarea în apă curgătoare și în locuri neamenajate. De la începutul anului, în râurile și lacurile din țară s-au înecat 31 de persoane. Marele campion mondial la șah, Anatoli Karpov, a ajuns în sudul țării. Sportivii profesioniști și amatorii din Comraci au încercat norocul în simultane cu maestrul internațional. Deși Karpov intenționa să mențină un joc concomitent cu 20 de persoane, numărul doritorilor a fost de 3 ori mai mare. Mulți au rămas pe banca de rezervă, dar oricum s-au declarat bucuroși că au putut urmări pe viu strategiile puse pe tablă de cel care rămâne o legendă la nivel internațional. Deținătorul la 9 titluri Oscar la șah, Anatoli Karpov, a fost întâmpinat cu pâine și sare la Comrat în incinta clubului regional de șah și dame. Nu doar elevii clubului, dar și părinților au venit să-l vadă pe campionul mondial. Numărul doritorilor de a se duela cu marele maestru a fost mare. Сегодня 21 век, это основной, самый главный вид спорта, который дает только пользу без каких-то травм. То есть мы сегодня записали 35 участников, а здесь их раза 3 больше. То есть мы практически не можем посадить запасных, но такие условия нам диктуют. Каждый, кто попал, значит, он ее заслужил. То есть за столом сидят призеры, чемпионы Республики Молдова, Гагаузии, победители многих турниров. Мы гордимся, что нам приехал Анатолий Евгеньевич, мы его очень любим. Printre cei care au visat să ajungă la o partidă cu maestrul Karpov se numără nu doar antrenori sau medaliați la acest sport, ci cei mici cunosc rezultatele remarcabile în acest sport. Andrei, care și-a dorit să-și încerce puterile într-un joc cu regele șahului, are doar 5 ani. Я играю 9 месяцев. Партия. Легко. Легко? Ну, ты знаешь, с кем ты играешь? С Анатолием Карповым. Это кто? 12-кратный чемпион мира. Да. Почему? Потому что выиграть хотел. Партия упорная. Разыграна защита Немцовича. Я ожидал ход Остапа Бендера Е4, конечно. Но к Немцовичу я тоже готов. Очень волнительно. Конечно, обстановка располагает, потому что чемпион величайший. Помимо того, что ну, я, конечно, Советский Союз не застал, но все равно чувствуется какое-то родство, наверное, и близость по духу именно с русским человеком. Очень приятно сыграть с великим чемпионом. Буквально вчера узнал, что Анатолий Евгеньевич приезжает. Мы в попыхах искали транспорт, находили выходы, чтобы приехать. Приехало сегодня 16 человек просто, чтобы увидеть. Играет трое, ну просто чтобы увидеть величайшего чемпиона. Давно являюсь любителем шахмат и упустить возможность у себя дома в Камрате сыграть с 12-м чемпионом мира по шахматам, это было бы, ну, непростительно, как минимум. Ну, впечатление от игры, ну, наверное, профессионализм гроссмейстера международного класса против любителя сразу налицо. Но все же для нас, любителей шахмат, которые проживают в Гагаузии здесь давно, это неординарное событие, которое дает нам эмоциональный подъем и, конечно, желание дальше свободное время досуг отдавать шахматам. Как мы только узнали о том, что чемпион мира едет к нам в Камрад, в Гагаузию, эта новость разлетелась буквально среди всех шахматистов.
Вы видите очень много желающих принять участие в сеансе одновременной игры с чемпионом мира. Я уже принимаю второй раз участие с Анатолием Карповым в игре. И атмосфера дружественная. Я думаю, что многие получат положительный импульс к дальнейшему развитию мастерства шахмат. Anatolii Karpov a menționat că nu este la prima sa vizită în Republica Moldova. Maestrul declară că țara noastră are potențial care trebuie să fie promovat cât mai mult. Вообще, с Молдавией у нас давние добрые отношения. Вот и можно вспомнить и шахматный клуб в Кишиневе, который мы вместе открывали. Это уже 38 лет назад, но это точно, в 83 году. Но после того, как страна распалась, вот удалось тот клуб отстоять, сохранить. Хотя атаки были серьезные, и не только внутренние, но и внешние. Но шахматисты оказались солидарны и отстояли свое право заниматься шахматами в Кишиневе. И вот где-то в начале 2000-х годов с Федерацией шахмат мы начали программу «Шахматы в школах Молдавии». И, в общем, программа активно шла. Сейчас немножко притормозилась. Вот, и, наверное, это неправильно, в 2003-м. Молдавия входила, наверное, в число, я думаю, трех стран, которые вот эту программу начали на шахматных школах. Сейчас Молдавия уже из пятерки вышла точно, может, даже из десятки. Так что надо набирать темпы и догонять другие страны. Тем более, что мы были первыми, одними из первых здесь. Ну и шахматы популярны не только в Кишиневе. Clubul regional de șah și dame din Comrat este deschis de 3 ani și are peste 100 de elevi. Unii dintre ei sunt deja campioni ai Moldovei și participanți ai campionatului european. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. Nu uitați că la ora 21 începe buletinul în limba rusă. Să aveți o seară liniștită. Până mâine. La revedere!